The Humans, da? Se duc și reprezintă România la Eurovision. Da. Vine o știre în cursul acestei dimineți care spune clar că mezaninul trupei The Humans s-ar fi îmbătat și ar fi făcut nu știu ce afirmații, s-ar fi luat de nu știu cine de prin jurul Eurovisionului. E de vină mezaninul că nu s-a calificat formația? Nu. Părerea mea este că nu e el de vină. Da, de ce? Păi, nu cred că ar fi trebuit să ia în considerare faptul ăsta. E ceva personal, adică păi, i-a băgat pe toți într-o oală. În incinta Eurovisionului, mezaninul respectiv se apucă de băut, se îmbată și se ia de cineva din juriu. E normal? Nu. Păi și nu putem atunci să punem comportamentul mezaninului în cârca descalificării în României? Da, s-ar putea. S-ar putea și așa. Păi, cred că ar fi un procentaj mare. Eu despre asta vorbesc. Dumneavoastră, da, să ne închipuim că ați fi fost membra jurului Eurovision. Da. Și ar fi venit mezaninul respectiv beat criță, mirosind alcool, poate beautiful S, how. Da, no? Da, da. Aveți dreptate, așa este. Cum v-a simt? Cred că a avut o greutate mare faptul ăsta. Deci mezaninul a fost de vină. Da, cred. Așa zic, părerea mea. Acum, întrebare. Ar trebui tras la răspundere și să-i se interzică să mai cânte vreodată în orice formație în România, mezaninului respectiv? Ar trebui tras la răspundere de membrii formației. Păi ăștia l-au tras, dar România, mezaninul, măcar ar trebui să plătească biletele de avion ale tuturor? Atâția păi bani, deplasări. Poate i-a băut și nu mai are bani. Deci, până la coadă, mezaninul vinovat. Da. Ce a studiat, ce studiați? Vioară studiez. Unde? Am studiat. Unde? La conservator. Ați terminat de mult? Am terminat de mult.